aflăm în lunga Dună din comuna Chisele, județul Călăraș. Este o fermă mixtă, vegetal, pentru că cu asta am început, cu sectorul vegetal, cultură mare. Și acum încercăm să facem și un pic de zootehnie, pentru că ferma de familie fără zootehnie nu poate să reziste unei competiții în piață. Și este păcat dacă tot producem cereale să nu încercăm să le valorificăm superior prin lapte și prin carne. De hectare cultivate cu grâu, orz, rapiță, porumb, floarea soarelui și lucernă, bineînțeles, pentru baza furajeră, niște porumb siloz și mazăre și, bineînțeles, animalele, 27 de capete de bovine, din care adulte 11, tineret diferența, și 170 de capete de ovine, adică suntem și ciobani, pe lângă faptul că suntem văcari, și lucrul ăsta este important pentru o fermă mică ca a noastră, să începem să producem pentru piață. Avem două tractoare din familia Aco, Massey Ferguson. Sunt fan Massey Ferguson și asta nu o spun pentru a face în vreun fel reclamă, ci faptul că sunt niște tractoare fiabile și un raport calitate-preț la second hand sunt foarte bune. Așa am început afacerea, fără proiecte europene, fără niciun fel de accesări de fonduri europene, pentru că birocrația din România este una care descurajează fermierul să se ducă să acceseze fonduri europene. Avem combină la Verda, tot din familia Massey Ferguson, avem semănători, una Gaspardo pentru plante prășitoare, o semănătoare Sulchi pentru plantele păioase din toamnă, mai avem o combină veche care e deocamdată în parcul rece, avem o mașină de erbicidă tractată Tecnofavorit din România și aici ar fi trebuit autoritățile să facă ceva cu acel vestit TVA dacă vrem ca să producem utilaje în România. Sigur că avem gama de utilaje cu care pregătim patul germinativ. Deci avem toată gama de utilaje, mai mult decât suficientă, spun eu, pentru partea vegetală. Avem sigur și presă de baloți și cositoare și greblă, pentru că mai nou vrem să intrăm și în zona asta de producție zootehnică și eu cred în viitorul agriculturii doar prin dezvoltarea zootehnică. Agronomii spun că este iarbă verde pe câmp și să nu ne exprimăm, dar anul ăsta avem un an bun, spun eu, un an normal, cu producții peste medie, dar în care s-au investit foarte mulți bani. Avem așteptări pe măsură, așteptăm să avem o producție de grâu consistentă, dar cu o calitate extraordinară, cu o proteină de 13-13,5, nemai întâlnită în toată Europa. De asta grâul românesc ar trebui să fie plătit la adevărata valoare. Practic, până acum am investit undeva la 2600 de lei pe hectarul de grâu. Chiar ieri am terminat ultimul tratament, al treilea tratament cu fungicid și cu insecticid, pentru că avem atac de ploșnița cerealelor. Noi sperăm să țină vremea cu noi și să nu avem căderi de grindină, pentru că dacă e un fenomen extrem care să ne compromită cultura, grindina mai poate fi. În rest, noi ne-am făcut datoria față de grâu și eu cred că dacă va exista și o formare a prețului corectă și un preț corect pe care să-l primim în funcție de parametrii de calitate a grâului, poate fi o cultură care să nu ne creeze pierderi. În fermă avem 36 de hectare de rapiță semănate în niște condiții foarte grele. Anul trecut, în luna august, nu a plouat absolut deloc și abia în septembrie am avut 13 litri de apă, care ne-a dat șansa să răsară rapița, să se dezvolte. Sigur că a fost o dezvoltare târzie, dar avem o cultură de rapiță care eu spun că putem să facem peste 4 tone dacă avem hibrizi de la Pioneer, avem o tehnologie mediu spre avansată în momentul de față și eu cred că rapița anul ăsta va fi campioană din punct de vedere al profitabilității în cultura noastră. Porumbul anul ăsta o să vrem poate să producă
la nivelul exploatațiilor mari supradotate. Avem o platformă de porumb cu o companie de porumb și dacă îmi permiteți am să-i dau numele, este vorba de Monsanto, cu 4 hibrizi semi-tardivi, pentru că la noi în lunga Dunării se pretează să cultivăm și hibrizi care au o productivitate mai mare. Legat de platforma pe care vrem să o arătăm fermierilor noștri călărășeni, în parteneria cu Consiliul Județean și cu Monsanto, vrem ca să ducem în atenția tuturor fermierilor, să arătăm că și o fermă de familie cu o dotare medie, cu o tehnologie medie, poate obține producții cu randamente crescute și cu o rată de profit bună. Undeva la începutul lunii septembrie, împreună cu Consiliul Județean, vom lansa invitații și, bineînțeles că întotdeauna cu platforma Agrointeligența, și vă lansăm invitația de pe acum să participați alături de noi și să informați fermierii, pentru că fermierii, în primul rând, au nevoie de informație, să le explicăm care a fost tehnologia, ce hibrizi am utilizat, ce ierbicide am utilizat și cum am reușit la sfârșit să obținem producțiile scontate. ProAgro, din punctul meu de vedere, după 2 ani de mandat, cu bune și cu rele, în primul rând există și e din ce în ce o organizație din ce în ce mai vocală, care își pune punctul de vedere cu profesionalism. Din punct de vedere calitativ avem niște oameni extraordinari, cu o echipă managerială foarte bună. ProAgro poate să reprezinte din ce în ce mai mult. Am primit în rândul ProAgro 3 organizații profesionale în decursul celor 2 ani și eu cred că ProAgro nu trebuie să se mulțumească cu atât și să trecem la o altă etapă de dezvoltare, cu o echipă managerială mult consolidată, un aparat executiv profesionalist și cu mult mai mult angajament, și ProAgro trebuie să vină cu soluții și nu doar cu critici, să venim și cu critici și cu soluții și să încercăm împreună cu Ministerul, dacă nu va avea o surzenie selectivă Ministerul, să ne susținem interesele legitime ale fermierilor pe care îi reprezentăm.